Neața, dragii mei! Iată-ne de nou la o partidă de pescuit la feeder. Bineînțeles că tot pe Dunăre, unde este cel mai frumos și cel mai minunat. O dimineață superbă, am ajuns destul de târziu. Sunt iarăși pe un loc nou. De ceva timp m-am pus pe căuta locuri pe Dunăre. Astăzi sunt undeva în raza orașului Oltenița, undeva pe lângă portul Oltenița. Ca de obicei, o partidă la Cioda Domnul, cu feeder-ul. Am găsit deja o zonă interesantă, am sondat, undeva pe la 32-35 de metri, un prag frumos, apare undeva 5 metri. 4 metri jumate, 5. Stau foarte bine cu 80 acolo. Am un 80 cu piciorușe de la as. De moment am nădit. Am prins deja 2 carea și o plătică. Se pare că s-a înțeles minunată. Hai să vedem ce ne pregătește ziua de astăzi. Vreau să vă spun că a venit toamna bine, foarte rece de dimineață, 7 grade până am ajuns pe malul Dunării. Am avut geaca până mai devreme. A venit toamna. Încep să muștea mari. Am pregătit deja nada. La fel ca de obicei, 2 kg de benzo river cașcaval, vreo 400-500 g de arpacaș, 2 cutii de porumb bonduel. Am pus cam una jumate, jumate mi-am oprit să mai bag și la cârlig. Deci treaba e bună. Am nădit, imediat am avut și trăsătură. După nădire 3 lanseori, 3 pești, 2 carași și o plătică. Pescuiesc cu același băț o Kumaka 6 de 3.9 de la 60 la 120. Pescuiesc pe textil, o Kumaka Custom Black, știți, 5500, textil de Sunlight Siglon X8 de 0.5 pe marca. Bun, deci hai să vedem ce ne aduce ziua asta, că a început deja destul de furtunos. Am nădit un coș de 80 de la as și acum am trecut pe un alt tip de coș de la Nisa. Asta este închis pentru că nu este de plasă, are doar câteva găuri pe aici, pentru că nu vreau să împrăști nada între straturile de apă. Cu tipul ăsta de coș mă ajută să o duc direct jos pe fund. Deci nu face dără, nu atrag pește mic, nu nimic. Asta toată mâncarea îmi duce garantat, o pune jos pe substrat. Plătitură trecia, o agrafă mică, strună 0.14, un cârlig de 13 de la Hayabusa. Am cumpărat niște cârlige noi pe care vreau să le testez astăzi, cu 2 viermi albi. Bun, hai să vedem. Hai să vedem, că sunt foarte curios. Am pescuit destul de lejer aici. Chiar sunt curios. Și primul pește al zilei, o plătică frumoasă. Am început cu momeală vie, 3 viermi. Pe măsură ce peștele se răspundă bine, o să dau și pe porumb. Vedem, încercăm să facem o selecție dacă tot e bine. Am început bine, doamnește,
după cum bine știți, nu rețin pește, foarte rar, este reis. Încă o plătică frumoasă de Dunăre. Trage destul de bine. Așa, o plătică frumoasă. Cine spune că bun porc nu e pește? Se înșeală amarne. Pește este peste tot pe Dunăre. Aude frumusețe de plătică. Încă o plătică frumoasă. Se pare că s-a stabilizat vadul. Se scos undeva de vreo 2 ore. Crescăturile vin destul de constant. Hai să vedem ce mai urmează. De moment e foarte bine. Lanseu și crescătura. Plumbul de la Nisa, coșul de la Nisa, închis, 90 de grame, pentru că pescuiesc cu fir textil, am pus o bucată de power gram de vreo 20 de cm, 0,14, cârlig 14, 3 vierbi, 2 pinchi și 1 alb. De moment, așa răspunde foarte bine. Uite așa, încă o plătică frumoasă, o vierme, pe doi albi răspunde cel mai bine. Încă o plătică frumoasă, agățarea perfectă,
roșetată în gură. Se pare că frigele astea noi de la Hayabusa sunt ce trebuie. Și am cu o frumusețe de plătică. Merge. Doi albi. O frumusețe. Așa plătiși frumoase, una după alta, o frumusețe. Și o plătică gigantă. O plătică gigantă de porc. Frumuseți. O frumuseți. Așa o plătică frumoasă. Hai să o eliberez să vă povestesc ce am făcut. Bun, deci cam de vreo 3 ore am pescuit pe mono, pentru că pescuiesc destul de departe, 34-35 de metri, din cauza elongației pe care o are monofilament. Nu vedeam trăsăturile, adică vedeam trăsăturile, dar când era pește se găs. Era foarte hotărât. Am tot încercat, am avut multe rateuri. Mi-am dat seama că scoteam piept suți. Adică cineva era acolo, dar nu vedeam popor. Am băgat din nou textilul și au apărut trăsăturile din nou. Foarte important. Firul textil pe distanță este invadat. Nu te plătim cu țara. Asta mă zăpăcește. Pătură perfectă, buza de jos. Avem și un morunaș drăguț și el.
sunt așa în cotul picuță. Merge treaba. E activitate. În sfârșit și un careas frumos. A treia specie pe ziua de azi. Slăbuță zona în specii. A predominat plătica. O frumusețe de careas. Încă una și încă una. Distracție. Chiar dacă sunt micuți, te distrezi cu ei. Dunărea, ca de obicei, nu te lasă cu mâna goală. Agățare perfectă. De departe, montura cu powergram a fost astăzi cea mai eficientă. Faptul că permite ligului să ateneze mult în șopurile pe care le dă peștele, este o mare plus. Astăzi a funcționat perfect. Bună seara, dragii mei! Iată că a venit timpul să închei și o partidă. O partidă foarte bună. Minunată, aș putea spune. Chiar dacă peștele nu a fost dintre cel mai mare, m-am distrat. Au fost trăsături pe toată durata zilei. Am pescuit toată ziua pe fil textil. Cam 2 ore pe la prânz am încercat și pe mono, pentru că îmi place mai mult să pescuiesc pe mono decât pe textil. Aveam trăsături, scoteam viermi sparți, dar eu nu vedeam pe vârf pentru că am pescuit destul de departe, undeva la 32-35 de metri, iar mono nu m-a ajutat deloc. Am trecut pe textil, peștele și-a revenit. Trăsăturile parcă au apărut în senin.
De asta mereu este foarte important să schimbi totdeauna, să încerci, chiar dacă nu ai rezultate. Strună mai lungă, strună mai scurtă. Am început cu o strună de 90 sau 100, am tot redus la ea, cea mai bună a mers undeva 50, 0.14, cărligele de 13 de la Hayabusa, cu astea am pescuit toată ziua, foarte bune. Contura a fost pe powergam, lanseta mi se pare demențială cu și cu pește mic. Pește mare, de moment n-am avut, dar cu siguranță se descurcă de minune. Cam atât de pe aici. Dacă vă place ce vedeți la mine pe canal, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și